Salutare și bine te-am găsit la acest prim pas al unei călătorii pe care am început-o alături de cei de la Zona Verde. Împreună vrem să creăm și să oferim un produs prin intermediul căruia să ajutăm activ la informarea și educarea publicului cu referire la planta pe care o iubim cu toții atât de mult, și anume planta de cannabis. Acest proiect va lua forma unui podcast, un podcast în care vom discuta atât știri din lumea cannabisului, însă vom avea parte și de discuții libere cu invitați, oameni activi din lumea cannabisului, precum politicieni, activiști, doctori, creatori de conținut sau oameni de afaceri. Numele meu este Maramu și voi fi gazda ta pe parcursul acestui prim episod, episod în care am plăcerea de a discuta cu un medic generalist specializat în acupunctură, dar și în tratamente cu cannabis. Acesta este absolvent al The Medical Cannabis Institute din Statele Unite și are vaste cunoștințe când vine vorba despre cannabis și beneficiile medicale ale acestei plante. Așa că dați-mi voie să vi-l prezint pe domnul doctor Mircea Dogariu. Domnul doctor Mircea Dogariu, am plăcerea de a te avea ca și prim invitat la acest nou podcast pe care îl facem împreună cu cei de la Zona Verde. Și am zis că ce persoană mai potrivită pentru un prim episod al unui podcast în care discutăm despre cannabis și beneficiile pe care le poate avea această plantă decât o persoană care e educată în această zonă, o persoană care lucrează cu pacienți, o persoană care lucrează cu cannabis. Și e o oportunitate perfectă ca să aflăm chestii pe care nu le știe probabil toată lumea despre cannabis de la o persoană care are un anumit nivel de, cum să zice, de credibilitate, să spun așa, fiind doctor, fiind medic generalist, oamenii tind să creadă informația mai mult decât dacă vine din partea mea, care sunt un simplu consumator de cannabis, să spun așa, și eu încerc să transmit toate informațiile pe care le culeg de-a lungul timpului și să le explic oamenilor ce e cannabisul și cum poate fi utilizat, însă cred că e nevoie de persoane precum ești tu, precum alții care au și cunoștințe medicale, care poate să ne explice mai bine despre această plantă și potențialele beneficii pe care le are. Și aș vrea să încep prin a te întreba cum ai ajuns să fii interesat de cannabis. Nu e ceva foarte obișnuit, mai ales în România, ca o persoană cu educație în medicină să fie și atrasă de partea asta, care din multe puncte de vedere e privită cu un oarecare scepticism, să spun așa. Da, mulțumesc încă o dată pentru invitație. Într-adevăr, în anii de facultate, cunoștințele noastre despre ceea ce înseamnă cannabis sativa, despre cânepa industrială sau, mă rog, despre cannabis ca și marihuana, cum e cunoscut mai mult consumatorilor, să zicem așa, cu sau fără ghilimele, erau limitate la faptul că aceste substanțe extrase din cânepă erau considerate droguri. Pe mine m-a intrigat faptul că am urmărit niște emisiuni pe un canal de cultură, să zicem, generală, extinsă. Nu o să-i dau numele ca să nu se zică că îi facem reclamă, drept unghiului galben, și n-am zis nimic. Deci erau niște emisiuni în care se discuta despre legalizarea cannabisului, despre legalizarea cannabisului medical în diferite state din Statele Unite ale Americii. M-a intrigat subiectul pentru că de la ce vrei tu ca și expunere video sau filme sau informație sau știri sau orice vrea, discuțiile erau despre lupta împotriva drogurilor, fonduri imense investite în diferite agenții și structuri și
tot felul de acțiuni speciale și filme și așa mai departe. Și acum zic, bă, da, o nebunită americană, adică ne tot bat la cap cum lupte împotriva drogurilor și acum se apucă să le consume legal. Dar era de fapt vorba despre altceva. Era vorba despre aplicațiile medicale ale cannabisului, ale extraselor de diferite tipuri din această plantă minune numită cânepă. Și intrigat de aceste emisiuni, am început să caut informații și încet, încet am reușit să mă documentez tot mai mult. În cele din urmă am structurat toate aceste informații urmând niște cursuri online sub egida unor universități din state. Ce e important de subliniat este faptul că cunoștințele și structura în sine de predare se supuneau legislației statului New York, fiindcă diferite state din componența Statelor Unite aplică legislația diferit față de cannabis medical, recreativ și așa mai departe. N-are rost să intrăm după mine în discuțiile astea, pentru că cei cărora ne adresăm sunt mai mult cei din țară, din România, pentru că cei de afară, teoretic și practic, sunt expuși la această informație mult mai mult decât noi în România. Mă rog, asta e ideea faptului că așa mi-am făcut o structurare a informației. În Europa, din câte știu, momentan nu există posibilitatea să faci acest lucru. Dar important este că am reușit să ajung la informații de calitate, am început să studiez, mă uit peste diferite studii din surse autorizate, sunt și membru asociat organizației medicilor care se ocupă cu tratamentul cu cannabis din Marea Britanie. E o organizație destul de puternică și de dinamică. Am făcut și în cadrul acestei asociații cursuri de perfecționare. Ce să zic, hai să trecem mai departe. În ce moment al explorării, să spun așa, pe care ai avut-o în lumea cannabisului, ți-ai dat seama că e ceva ce vrei să urmezi și ceva ce vrei să încerci ca să vezi dacă chiar funcționează cu pacientul? Da, e foarte simplu. Deci eu eram deja interesat de subiect. În urmă cu 5 ani, înainte de pandemie, cu 2 ani, am fost la un congres de acupunctură la București, congresul anual al organizat de Institutul Florin Brătilă din București, sub egida Asociației de Acupunctură și Medicină Tradițională Chineză din România. Și la respectivul congres, la standurile în care se prezentau diferite produse, să zicem, din extrase naturale și nu numai, dar în general pe ceea ce înseamnă fitoterapie, era un stand care prezenta un ulei de cânepă cu CBD ozonat și pentru că eu am condus toată noaptea, atunci locuiam în Târgu Mureș și am condus până la București, aveam niște ochelari cu o ramă metalică și tot împingându-i în sus, că, mă rog, transpir, te concentrezi, am făcut o escară la nivelul ăsta. Cele care erau la acel stand, două domnișoare, mi-au zis, domnul doctor, ne permiteți să... Da, vă permit, hai să vedem ce e. 3 zile la rând, cât au durat lucrările, m-am expus cu ghilimele acestui produs. În a patra zi, când am venit acasă, mă rog, dimineața spălându-mă pe față, mă uit în oglindă, n-aveam nimic pe față, nici urmă de escară. Aici vorbim de o cremă cu extract de CBD. Era efectiv un ulei. Deci un ulei, okay. De cânepă cu CBD ozonat. M-am uitat mai atent, zic, mă, dar eu aveam o escară, a dispărut. Și undeva, după masa zilei respective, am și căutat contactul acelui producător, am sunat și am zis, vreau să-mi trimiteți tot ce aveți ca materiale de reclamă și de studiu vis-a-vis de produsele voastre, că nu mai trebuie să mă convingeți că e bun produs. Mm-hmm. Și așa am început să-l folosesc în practica mea, pentru că, ok, eu sunt medic de medicină generală, am competență în acupunctură
obținută în România prin Institutul Național de Perfecționare a Medicilor, deci la București, sunt studii de 3 ani și în paralel sau, mă rog, înainte sau nici nu știu cum să zic, am urmat cursurile Școlii de Acupunctură de la Arad, sub egida Școlii de Acupunctură din Roma. Asta pentru că nu se forma grupa de la București. Atunci, dacă am început, am terminat-o și pe aia tot 3 ani. Deci, eu sunt, să zicem, ca și practician acupuncturist, medic de medicină generală cu competență în acupunctură, cu două competențe, în sensul că una e obținută sub egida sau sub patronatul școlii de acupunctură tradiționale românești, cealaltă acupunctură energetică sub egida școlii de acupunctură din Roma. Am doi maestri și totdeauna vreau și îmi place să subliniez asta, pe profesorul Dulcan ca și conducător de curs al competenței obținute la București și pe profesorul Menichelli de la Roma pentru acupunctura energetică. Deci am început cu acupunctura, însă dinamica vieții în care suntem implicați cu toții și pacienții necesită o abordare multifactorială în orice fel de activități întreprindem, cu atât mai mult în ceea ce înseamnă domeniul sănătății. Și atunci am asociat fitoterapia cu cannabinoizi, mă rog, ozonoterapia și terapia cu laser de joasă frecvență, lumină polarizată și tot ce ține de spectrul ăsta al fototerapiei. Deci sunt patru direcții pe care eu le înglobez în ceea ce fac în această medicină holistică, integrativă, nu alternativă, pentru că nu este o alternativă la medicină, este tot medicină, doar că privește cumva în ansamblu ființa umană, adică nu se concentrează doar pe anumite aspecte, pentru că noi nu suntem o inimă sau doi plămâni sau doi rinichi sau un stomac, suntem ceva mai complex decât atât și atunci noi ca și medici de medicină holistică dăm cumva un pas în spate și încercăm să privim tabloul în ansamblu, ne folosim de ceea ce tehnica actuală ne pune la dispoziție, de analize de laborator, de interpretări, de RMN, de ce vreți, de CT-uri, de orice, pentru că suntem de fapt medici clasici, da? Medici de medicină clasică, dar față de colegii noștri care, specializându-se pe anumite domenii, își îngustează, să zicem, orizontul de abordare, tocmai pentru a înțelege pe specializările lor cât mai mult din ceea ce înseamnă boala respectivă, noi, cum am zis, dăm un pas în spate și încercăm să punem aceste piese de puzzle într-un ansamblu, într-un tablou mai complex. Bun, și atunci, așa cum am spus, lângă acupunctură am adus fitoterapia. Fitoterapia chineză din cadrul medicinii tradiționale chineze, o altă ramură vis-a-vis de acupunctură, este extrem de complexă. Există demersuri și încerc să particip la ele în a traduce, să zicem, aplicațiile fitoterapiei chineze din cadrul medicinii tradiționale chineze, deci de a le traduce în ceea ce înseamnă fitoterapia europeană și fitoterapia românească sau carpatică sau nici nu știu cum să o definez mai exact, pentru că bogăția de plante din această zonă este extrem de mare și există similitudini ca și acțiune cu ceea ce fac, să zicem, plantele chinezești, dar cu un răspuns clar la nivel energetic mult mai bun pentru populația din acest bazin geografic. Și aici sunt demersuri ale unor fitoterapeuți, așa cum era regretatul profesor Bojor, academicianul Bojor, și mă rog, sunt și alte personalități, eu pe dânsul l-am cunoscut și de asta vorbesc despre el, dar știu de la colegi că sunt abordări destul de complexe ca să se realizeze un tablou cât mai exact și să se integreze în practica fitoterapeutică. Îmi doresc să fac o competență de fitoterapie, de apifitoterapie, chiar am discutat mult cu colegii care au aceste competențe și există un interes și o aplicabilitate extrem de largă. Mai mult decât atât, contribui, să zicem, la dezvoltarea unor produse care includ CBD-ul,
și mierea. Asta e noutatea despre care vorbesc în ultimul timp. Deci pentru cei nu știe ce înseamnă fitoterapie, e terapie cu plante. Plante, da. Ok, da, și api fito da. Cu miere. Da, miere și okay. Plante. Da, fitoterapia include această terapie cu produsele de cânepă, pentru că cânepa până la urmă este o plantă. Sperăm noi cei care o utilizăm și pacienții care au rezultate atât de bune din utilizarea ei să fie totuși inclusă în farmacopea europeană ca și plantă medicinală, pentru că deocamdată e considerată doar plantă tehnică. În momentul în care va fi acceptată, că de fapt aici este lupta, din câte am înțeles de la colegii mei, în momentul în care va fi acceptată ca și plantă medicinală, atunci tot ceea ce se extrage din ea și are aplicabilitate medicală va putea fi considerat medicament sau precursor al medicamentului și atunci va fi mult mai ușor de utilizat în abordarea medicală largă. Îmi doresc să am cât mai mulți colegi alături de mine care să aibă experiență și să aibă curajul de a încerca de asta și mă expun și vorbesc atât de mult, însă susținerea în demersul meu este dată de rezultatele pe care le-am cu pacienții. Asta este foarte clar. De fapt, eu nu folosesc în practica mea decât acele produse sau tehnici pe care le-am încercat ori eu, ori familia mea, apropiații mei sau în care studiile demonstrează beneficiile aduse și sunt făcute fie cu participarea mea sau fie cu interesul meu direct sau atenția mea extrem de prezentă. Dacă îmi dai voie, o să spun aici, de exemplu, că am inițiat împreună cu colegii de la Catedra de Farmacologie de la Universitatea de Medicină și Științe Tehnologice Emil Paladin în Târgu Mureș un studiu pe paradontoză cu un produs românesc cu extras de CBD, deci ulei de cânepă CBD ozonat. E în faza de lansare a studiului, deci s-au obținut toate aprobările, granturile, producătorul român furnizează produsul. Sunt foarte încrezător că rezultatele vor fi foarte bune pentru că există studii făcute cu produsul, cu acest produs românesc în afară și producătorul român cu care colaborez a insistat foarte mult să facem studii în țară și iată că am reușit această colaborare acum cu Târgu Mureșul. Există, se pare, deschidere și din partea celor de la Cluj. Universitatea din Cluj știu că și-a dotat acum cu o aparatură foarte modernă zona de dermatocosmetică. Există o aplicabilitate extrem de largă pe ceea ce înseamnă CBD-ul în dermatocosmetică. Mari case de cosmetică introduc în cele mai noi formule CBD-ul și nu degeaba. Pot să confirm chestia asta, nevastă mea estetician și lucrează foarte mult cu produse pentru întreținerea pielii și cu tot ce ține de aspectul ăsta și știu că îmi spune des că am primit un produs nou cu CBD sau compania asta foarte mare cunoscută peste tot în lume a început să folosească CBD în produsele lor că știe că sunt interesat și... Da, deci dermul fiind deci pielea fiind până la urmă cel mai mare organ senzorial, să zicem, dacă nu altceva al corpului uman, este setată să se refacă extrem de rapid. Ori CBD-ul stimulând refacerea celulelor printr-unul dintre mecanisme, că o să încerc să povestesc puțin cam ce face el, are un răspuns și mai rapid dermul la această abordare fitoterapeutică și clar că răspunde. Cum am spus, prima mea experiență directă a fost chiar aceasta și n-am niciun dubiu să spun despre lucrul ăsta. O să cumva ca să încercăm să transmitem cât mai multe informații, că timpul e destul de scurt, chiar dacă o să încercăm să reluăm emisiunile, așa cum ai zis și tu. Da. O să încerc să expun cât mai, să zicem, cât mai condensat informațiile. Acum, vorbim despre această plantă minune, despre cânepă și despre extrasul cu fitocannabinoizi, că așa se numesc aceste substanțe din ea.
Undeva în anii 60, cercetători din cadrul armatei americane, sau cel puțin asta e informația pe care o dețin eu, adică ceea ce spun este din ceea ce am studiat eu. Acum, dacă sursele nu erau corecte, e normal că poate nici informația mea nu este corectă, dar am mari dubii să nu fie așa. Bun. Așadar, studiile făcute de ei, având interesul vis-a-vis de ceea ce soldații americani experimentau în teatrele de luptă, ei căutau o substanță care să-i facă, să zicem, super oameni. Să simtă oboseala, durerea, mă rog. Și au început să experimenteze tot felul de substanțe, ciuperci, LSD, da, substanțe de sinteză și așa mai departe. Marihuana nu s-a calificat în faza a doua a grupelor, să zic așa, pentru că efectul psihotic pe care îl dădea o parte din componenta sa nu inducea agresivitate. Ba, din era vorba despre, da, era vorba despre o decuplare de la lumea reală, de o stare de beatitudine, să zicem, în care persoanele respective nu aveau niciun stres, niciun gând negativ, nu erau agresive cu cei din jur, nu deveneau dependenți sau agresivi în dependență, și atunci cumva substanța a fost dată la o parte de armată. Ghinionul lor, norocul nostru, au continuat cercetările și undeva prin anii 90 o echipă de cercetători medici și fizicieni, biochimiști și așa mai departe, condusă de un reputat profesor israelian, a identificat în corpul uman o substanță care avea o structură similară cu acești cannabinoizi, cu aceste substanțe extrase în principal din cânepă, pentru că fitocannabinoizii nu sunt substanțe specifice cânepii. Ei se găsesc în diverse plante, însă concentrația lor cea mai mare este în cânepă. E, și acești cercetători au identificat o substanță asemănătoare ca structură și au denumit-o anandamidă. Anandamidă înseamnă fericire în sanscrita veche. Undeva prin 91 au identificat și a doua substanță produsă de corpul uman. Prescurtarea ei este 2-AG, denumirea științifică e mult mai lungă, dar nu are rost. Nu cred că contează. Nu ne interesează. Deci au identificat aceste două substanțe similare cannabinoizilor produși de plante, fitocannabinoizilor, aceste substanțe produse de corpul uman, endocannabinoizi, pentru că erau produși de corp, au identificat receptori pe care aceste substanțe lucrează, receptorii cannabinoizi, și un aparat enzimatic care este implicat în producerea acestor substanțe în corp uman, respectiv în distrugerea lor când nu mai avem nevoie de ele sau când cantitatea este prea mare. Și aceste trei componente, substanțele active, aparatul enzimatic și receptorii, constituie sistemul endocannabinoid. Acest sistem endocannabinoid nu este specific ființelor umane, speciei umane. El se găsește la nivelul tuturor mamiferelor. E un lucru foarte important pentru că demonstrează clar funcția lui foarte importantă în regnul animal și faptul că putem utiliza aceste substanțe, acest cannabinoiz, în tratamentul inclusiv a animalelor de companie, ca să zicem așa, sau mă rog, a mamiferelor în general din jurul casei. Acum glumesc cu din jurul casei. Bun. Și atunci, revenind la sistemul endocannabinoid. Acest sistem endocannabinoid are un singur rol în organism, acela de a asigura homeostazia organismului, adică starea de funcționare, de echilibru funcțional a organismului, în care toate reperele funcționale, adică toate organele, toate sistemele, sunt coordonate și corelate ca funcție. Adică sistem cardiovascular, sistem nervos, sistem excretor, sistem, deci orice sistem la care ne-am putea gândi din acest complex al funcției umane este subordonat ca și coordonare homeostazică sistemului endocannabinoid. Sistemul endocannabinoid are aceste două substanțe active, acești endocannabinoizi, are, cum am zis, un aparat enzimatic și are receptori. Receptorii cannabinoizi sunt de două tipuri, 1 și 2.
receptorii cannabinoizi de tip 1 sunt distribuiți în organism într-o proporție de 80% în sistemul nervos central și periferic și 20% la nivelul organelor. Aici vorbim de CB1 și CB2? Da. Receptorii CB2 au raportul invers, adică 20% în sistemul nervos și 80% în organe și sisteme. De ce este important să cunoaștem acest fapt, această distribuție? Pentru că de acești receptori se leagă endocannabinoizii și fitocannabinoizii. Așadar, în momentul în care sistemul endocannabinoid prezintă o disfuncție datorată în general producerii de prea puțin cannabinoizi la nivelul corpului, noi putem să-l ajutăm ca funcție temporar prin aport extern cu fitocannabinoizi. Cel mai la îndemână sunt cei din cannabis. Fitocannabinoizii din cannabis sunt undeva la 120-130 identificați până acum. Dintre ei, cea mai mare concentrație o au CBD-ul și THC-ul, adică cannabidiolul, CBD, da? Și tetrahidrocannabinolul, THC-ul. Cei doi fitocannabinoizi acționează diferit, adică ei lucrează pe receptorii CB1, THC-ul și pe receptorii CB2, CBD-ul. De ce este important? Tetrahidrocannabinolul, adică THC-ul, legându-se pe receptorii CBD specific, adică potrivindu-se în ei ca și structură foarte exact, îi activează. Ei fiind prezenți majoritar în sistemul nervos, apare efectul psihotic. E logică pură. Și atunci apare acel efect psihotic care include în categoria efectelor psihogene substanța, acest fitocannabinoid THC. Noi îl considerăm per ansamblu ca și cannabis recreațional. THC. Așa. Legislația, din acest punct de vedere, în acest moment, îl obligă pe producător să aibă o concentrație de maxim 0,02% THC în produsele cu cannabinoizi puse în piață, în Europa. Sigur, cu mici dispense și diferite amendamente în funcție de legislația anumitor state. Unele sunt mai permisive, cum e Olanda, cum e Luxemburgul, cum începe să fie Elveția, Franța și Germania, Spania, Portugalia, așa mai departe. Adică, acolo sunt deja aceste mișcări, să zicem, de încunoștientizare medicală, da? Care permit o prescripție cu adresabilitate clară pe afecțiuni medicale. La noi, în România, momentan, e legislația care spune nu ne interesează THC-ul, prescrieți doar CBD, prescrieți cu ghilimele. Pentru că în acest moment produsele sunt considerate produse cosmetice. Efectul lor este medical, dar produsele sunt cosmetice. Ciudățenii românești. Bun, dar întorcându-ne la ceea ce ne interesează, la medicină și la efecte. Deci, THC-ul este considerat, să spunem, un cannabis recreațional. Însă, datorită faptului că el lucrează pe acest sistem nervos, în principiu, în acei 80% receptor procentual, el este foarte important în ceea ce înseamnă afecțiunile neurodegenerative de tip Alzheimer sau Parkinson, în ceea ce înseamnă deficiențele neurofuncționale din crizele epileptice, în ADHD, în tot ceea ce înseamnă disfuncție funcțională a sistemului nervos. Și atunci sunt multe cazuri în care, din păcate, în România, neputându-l folosi, noi nu putem face maximum din ceea ce am putea face pentru pacienții cu astfel de afecțiuni. Care ar trebui să fie rolul medicinii, de fapt. Da, mă rog, aici există mai multe inițiative legislative și producătorii și importatorii încearcă să modifice legislația în această direcție.
Încerc și eu să fac demersuri la organele competente. Sper că în toamnă, la nivel legislativ, unde există câteva inițiative în acest sens, se vor mișca lucrurile. Da, nu-i cazul să vorbim noi acum despre asta. Poate că o să dezbatem altă dată. Acum e important să revenim la CBD. Deci CBD-ul, fitocannabinoidul cel mai cunoscut și cel mai folosit, acționează pe acești receptori CB2. Adică are un răspuns din partea tuturor organelor și sistemelor din organism. De asta afecțiunile sau paleta de afecțiuni în care are rezultat este infinit nedefinită, da? Nu există, de fapt, la acest moment, cunoscute din toate studiile, contraindicații în utilizarea CBD-ului a cannabinoizilor. Ceea ce e foarte neobișnuit când vine vorba de cam orice tratament farmaceutic. Și asta explică, de fapt, acest disconfort, ca să folosim un termen foarte diplomatic, al producătorilor de medicamente, de substanțe de sinteză. Pentru că se simt amenințați clar prin prisma efectului pe care l-au cannabinoizi. Da? Până la urmă, asta e problema lor și nu o să le rezolvăm noi. Noi suntem interesați să ajutăm pacienții să-și rezolve problemele lor, mă rog, medicale, că celelalte mai puțin țin de noi. Și atunci, revenind deci la CBD. CBD-ul are receptori pe care să acționeze și o face. Există o singură, un singur dar, nu are receptori la nivelul trunchiului cerebral în nucleii reflexi ai respirației, respectiv ai funcției cardiace. Ce interesant! Cum creatorul, mă rog, pentru unii mama natură, a fost atât de discret și de atent în același timp și n-a pus receptor tocmai acolo. Adică, în mod teoretic și cu siguranță și practic, orice cantitate de CBD, de fitocannabinoizi am ingera, am consuma, ne-am administra, noi nu putem bloca funcția respiratorie automată, autonomă și cea cardiacă. Lucru pe care, dacă greșim în doze, putem face cu opiacele sau cu alte substanțe pe care le folosim ca și anestezice. Da? Iată cât de mare este această plantă cânepa. Da? Cât de mult ne dă și cât de puțin o apreciem și o folosim noi acum. Strămoșii noștri o utilizau și de multe ori mă întreb, mă, da, nu puteau să tundă o oaie sau o capră sau o lamă sau ce vrei tu de unde erau, se apucau să cultive cânepă, să o culeagă, să o ducă să o topească, deci să o moaie în apă, să o topească. Da, prelucrarea era foarte grea, mai ales pe vremuri când nu exista decorticator. Tot felul de chestii care nu erau cele mai fine, cum să zic, țesături. Mm-hmm. Și ei n-aveau altceva de lucru, că și așa stăteau toată ziua, decât să-și facă astfel de așternuturi și de haine. Da, dar atunci pune următoarea întrebare. Oare ei, când umblau în aceste haine de cânep și se duceau și lucrau toată ziua fizic și transpirau și transpirația se ducea în haine, și acolo ce făcea? Păi acolo făcea un fel de extracție de fitocannabinoizi, ca să vezi. Care după aceea unde ajungea? Tot în piele. Era cel mai mare organ. Și ce își făceau ei? Tratament antiinflamator, anti-aging și așa mai departe. Dar erau mai crezi proști. Că în mod conștient sau... Asta zic, erau mai proști ca noi sau suntem noi mai proști ca ei? Cred că noi suntem mai proști, că suntem prea ignoranți și credem că leșim pe toate, că e 2023 și știm mai mult ca și... Te apucă toate alea când te gândești că România era pe locul 1 în Europa și cred că pe locul 2 sau 3 în lume. Cel mai mare producător de... De hectare de cânepă cultivate, aveam 23 de topitorii, nu știu, vreo 30 de fabrici care cu asta se ocupau, peste 200 de mii de oameni în industrie care se ocupau de asta, da? Și asta zic praf și pulbere. Mai găsești, cred că la Lovin, lângă Timișoara, există o stațiune de cercetare a Universității din Timișoara și în rest, nu știu eu, poate că mai sunt pe aici, pe acolo.
sunt eforturile disperate ale unor persoane care au fost specialiști în acest domeniu și încearcă să țină, cum se zice, steagul sus, uh-huh, și să facă față tuturor presiunilor acestei industrii de sinteză, da? Și noi puncte. Bun, revenim la CBD, așa nu mai termină. Deci CBD-ul, eu vorbesc din practica mea, din utilizarea mea. Având la îndemână acești fitocannabinoizi, ce putem face? Păi ne uităm ce face de fapt CBD-ul. Acum vorbim despre fitocannabinoizi și zicem CBD că e mai simplu să transmitem informația. Deci el are trei direcții de acțiune. Este antiinflamator general, este un neuromodulator extrem de eficient și un imunomodulator la fel extrem de puternic. Da, asta vreau să spun. Antiinflamator. Păi în supa asta de radiații și de tot felul de substanțe toxice și de presiuni de tot felul și de ce vrei tu, organismul este într-o permanentă stare proinflamatorie. Radicalii liberi sunt generați, reflexul organismului de protecție este în acest sens și atunci există o stare proinflamatorie generală. Iată că vine CBD-ul și zice, opa, stai că vă ajut eu pe treaba asta și sunt un antiinflamator general. Paranteză. Înțeleg din ceea ce citesc că există acum un interes și o coroborare de studii care vor să demonstreze că, bun, știm că stresul induce diabetul. Dar aceste studii încearcă să demonstreze faptul că această stare proinflamatorie generată de stres ajunge să se somatizeze, adică să se concretizeze, să se concentreze pe disfuncția pancreasului, a celulelor Langerhans din capul pancreatic, care încep să aibă deficiențe în producerea de insulină. Și de aici începe tot acel tablou. Da? Starea proinflamatorie, hiperreacțiile organismului prin generare de substanțe inflamatorii, somatizare la nivelul pancreasului, disfuncție pancreatică, insulină produsă aleator și în cantități tot mai mici, diabet zaharat. Eu aș mai adăuga ceva aici. Aș mai adăuga faptul că această stare proinflamatorie generează clar la nivelul celulelor o disfuncție a funcționării membranei celulare. Ori odată, având bulversată funcția de aport intracelular, respectiv exteriorizare sau export extracelular a substanțelor deficitare, nu deficitare, neinteresante pentru funcția internă celulară, deci această membrană nemai funcționând normal, e clar că nici absorbția de glucoză din sânge nu va mai fi corectă. Și atunci, coroborată această disfuncție a membranei celulare, clar dacă vorbim care sunt cele mai mari celule consumatoare și ca suprafață, celulele musculare, da? Păi ele sunt cele mai mari consumatoare de glucoză. Ele nu mai consumă, cu ghilimele, glucoza din sânge, capul pancreatic nu funcționează, celulele Langerhans din capul pancreatic nu funcționează normal, ce avem? Diabet. Bun. Și atunci structura asta de cunoștințe și studii încearcă să coroboreze faptul care să zică, da, starea proinflamatorie generează sau duce împreună cu stresul la diabet. Avem la îndemână fitocannabinoizii, scădem inflamația în organism. Oare ce o să se întâmple? Păi ce o să se întâmple? Diabetul o să apară mult mai greu, mult mai rar și o să fie mult mai ușor controlat. Sunt numeroase cazuri de pacienți diabetici, mă rog, nu cei care au ajuns pe insulină, pentru că acolo reversul funcției pancreatice este mult mai complicat. Eu cred în continuare că acest lucru se va realiza, adică funcția pancreatică vom reuși într-un final ca și domeniul de cercetare și de aplicabilitate medicală să o reluăm sau să reușim să stopăm degradarea ei înainte de a fi prea târziu. Și vom recupera pacienții cu diabet zaharat, insulinodependenți. Pe cei insulinoindependenți, clar îi ajutăm foarte mult cu CBD-ul. Sunt nenumărate cazuri de pacienți extrem de tineri, copii, da? Diagnosticați cu diabet, care intrați
cu ghilimele, intrați pe tratament cu fitocannabinoizi, cu CBD, nu mai sunt dependenți de preparate de sinteză și nu ajung să devină insulinodependenți. Dacă asta nu e un lucru extrem de important pentru extrem de mulți pacienți, nu știu cum stă situația în România, dar aici în Statele Unite diabetul e cel mai mare, e cel mai mare cost în sistemul medical, exact. E cel mai mare de departe de locul 2. Deci da, cred. Nu am datele statistice, că până la urmă nu sunt un statistician medical, dar din ce simt eu vis-a-vis de pacienți, cu siguranță că și în România este, dacă nu pe primul, pe primele două locuri, pentru că sindromul metabolic asociat de obicei sau incluzând disfuncția pancreatică este clar pe primul loc în România, datorat diferitelor aspecte economice și așa mai departe. Și odată ce ai acest, se vede clar, obezitate, disfuncție metabolică, tot acest tablou include clar și, dacă nu, prezența diabetului, foarte probabil apariția lui în câțiva ani la acești viitor pacient. Apropiat, da. Da, acum, asta e zona proinflamatorie țintit pe metabolism. E clar că nu o să dezbatem astăzi, am amintit doar de funcția antiinflamatorie, dar tot ceea ce înseamnă articulații răspunde la tratament. Eu zic că o să le luăm pe larg în alte întâlniri. Da, cu siguranță o să putem să le luăm. Timpul deja e destul de scurt și vreau să trec la ceea ce înseamnă aspectul neuromodulator. Deci, fitocannabinoizi, CBD-ul, intervine în ceea ce înseamnă răspunsul sistemului nervos, ca să o luăm așa. De ce? Sistemul nervos, ca și structură funcțională, este unidirecțional, adică impulsul nervos se transmite într-o singură direcție, fie de la sistemul nervos central către periferie, adică dând un ordin de execuție, fie de la perceptorii periferici, de temperatură, de presiune, de durere, da? Ca și informație pentru structurile centrale de analiză și decizie. Fitocannabinoizii, respectiv CBD-ul, au capacitatea de a interveni la nivelul sinapselor. Da? Deci, impulsul nervos este un impuls electric pe traseul unei celule nervoase, da? A unui neuron, pe acea teacă de mielină. Dar între doi neuroni, între axon și dendrită, există un spațiu virtual unde transmiterea impulsului nu este prin contact direct sau prin transmitere de impuls electric pur, să zicem așa, da? Ea este mediată chimic de neurotransmițători. Și la nivelul acestui gap intervin cannabinoizii, CBD-ul. Și ce fac ei? Activează, inactivează sau întârzie prin această operațiune transmiterea impulsului nervos sau de la caz la caz o accelerează. De ce este important? Gândiți-vă că noi, din această stare de stres permanent, suntem ca și pisicile alea din desene animate cu ghearele scoase, da? Deci eu, dacă te-aș mângâia cu ghilimele pe tine acum pe mână, tu ai zice, de ce mă lovești? Deși actul în sine nu era unul agresiv, însă percepția organismului atât de tensionat și de stresat este de agresiune. Ori lucrul ăsta nu este favorabil, pentru că pe o perioadă lungă de timp apar acele disfuncții în axul hipotalamo-hipofizo-suprarenal cu descărcare de cortizon, da, de hormon de stres, de reacție de luptă sau fugi și așa mai departe. Și organismul este bulversat, că nu poate trăi permanent în această tensiune. Da? Ori CBD-ul, fitocannabinoizii, au capacitatea de a regla nivelul acesta de transmitere a impulsului nervos și ai da, să zicem, un răgaz organismului de a-și trage sufletul, da? Adică îți cu ghearele scoase, dar nu mă apuc să te zgâli, că un pic am timp să mă relaxez. Bun, acest, să zicem, asta e o explicație plastică a efectului neuromodulator. Și trecând la cel de-al treilea aspect funcțional al fitocannabinoizilor, respectiv aspectul imunomodulator. Inițial,
Studiile identificaseră faptul că fitocannabinoizii stimulează sistemul imunitar prin producerea de celule specifice ca și răspuns la diferite agresiuni, prin stimularea producerii de celule stem la nivelul măduvei osoase, mă rog, pe măsura avansării în timp la nivelul măduvei osoase a coloanei vertebrale, că ea rămâne singură activă după 50-60 de ani, dar ținând un nivel maxim de producție, să spunem așa, de celule stem, și în general prin menținerea activă și funcțional constant acestui sistem imunitar. Ulterior, au început să rafineze aceste studii și ce au observat? CBD-ul, fitocannabinoizii, au capacitatea de a identifica, de exemplu, celulele tumorale, benigne sau maligne, pe care radarul sistemului imunitar le scapă și marchează cumva toate celulele care nu sunt în parametrii normali. Cum am zis, nu contează maligne sau benigne, celule tumorale, adică cu o dezvoltare anormală. Și atunci sistemul imunitar devine mult mai eficient în funcționarea lui. Ok, astea erau abordările inițiale, așa se explică și rezultatele în tratamentul afecțiunilor tumorale, chiar oncologice. Am și două rezultate extraordinare cu două paciente, dar o să intrăm și aici într-o altă emisiune în discuție. E un aspect destul de sensibil pentru că oncologia este o specialitate extrem de dură, dacă vrei să zicem așa, nu numai pentru pacienți, și pentru colegii mei medici, pentru că nu e ușor să vezi în fiecare zi pacienți pe care de fapt ai vrea cu tot ceea ce știi să-i ajuți, dar prognosticul lor, mai ales în faze 3-4, este extrem de nefavorabil. Bun, da, să nu intrăm în discuția asta, că nu o să avem timp să terminăm. Așadar, revenim. Deci, rafinând aceste studii, s-a observat că la pacienți, de exemplu, care erau tratați cu CBD pentru afecțiuni de tip, să zicem, inflamator, da? Vârstnici, care aveau asociat Parkinson sau alte afecțiuni neurodegenerative, Alzheimer. Da. Să zicem că să facem o poveste vis-a-vis de Alzheimer ca să plasticizăm explicația să fie mai accesibilă ca informație. Deci, doi pacienți cu Alzheimer, tratați cu CBD că îi dureau toate cele, oase, articulații și așa mai departe. Și la un moment dat, unul dintre ei zice, știi că budinca asta de astăzi cu cacao e mai bună ca aia de ieri de zmeură. Bă, zice celălalt, să știi că ai dreptate, și zice, parcă ceaiul de mentă, nu, ăla de mușețel îmi place mai mult. E un scenariu, povestim o chestie ca să o simțim mai bine. Și supraveghetorul a avut de discuția asta și spune medicului, zice, nu, doctor, zice, iată ce vorbeau ăștia doi. Medicul începe să întreba, zice, dar ăștia nu țineau minte ce-or făcut acum 5 minute. Nu că ce-or mâncat ieri sau ce-or băut alaltă. Și începe să-și pună întrebarea, mă, ce-am schimbat în proceduri? Ce tratament am? Sau de unde e toată treaba asta? Și își dă seama că pacienții respectivi sunt într-un studiu pilot, să zicem așa, cu CBD antiinflamator. E, și undeva, ăsta e un scenariu de foarte aproape de ceea ce s-a întâmplat. Da. Și și-au dat seama că la pacienți cu acest tip de afecțiuni neurodegenerative, arii neuronale moarte funcțional. Acum, poate că la unii fizic existau neuronii respectivi, mai existau, dar funcția lor neurocognitivă sau neuroapreciativă, nu știu cum să mă exprim, deci funcția lor neuronală pură de execuția unor operațiuni simple matematice, să spunem, da? Sau 1 plus 1, de, 2 plus 2. Da, sau efectiv de fixare a informației, da? Era absolut nulă. Și iată că s-a reactivat. Și din acest punct de vedere, studiile recente se concentrează foarte mult pe aceste aspecte de neuro refuncționalizare, da?
nu numai prin activarea unor celule care existau, dar erau moarte funcțional, dar se pare că și prin generarea de țesut nou, neuronal. Adică, există două teorii și abordări. O o recalibrare a funcției celulelor gliale. Celulele gliale sunt celulele de suport a neuronilor. În țesutul nervos, acestea sunt celulele de suport. Nu au funcție neuronală, dar susțin cumva acea structură de neuron foarte complexă. E, unele dintre aceste celule gliale se transformă în neuron, se transformă funcțional. Mm-hmm. Însă, nu ajunge această explicație. Se pare că acele celule stem pe care le stimulează CBD-ul, fitocannabinoizii, să se producă într-un număr cât mai constant, da? Unele dintre aceste celule se transformă efectiv în neuroni noi. Și aici este foarte interesant pentru cercetător și studiile sunt extrem de complexe în această direcție și se pare că rezultatele sunt extrem de bune, ca și cele din ceea ce am spus din oncologie, unde iarăși sunt rezultate extrem de bune. Personal am rezultate foarte bune și recomand în cazul tuturor pacienților ca ceea ce există disponibil ca informație cu studii medicale, cu experiență în spate, să fie folosite. Pentru că la aceste afecțiuni extrem de grave trebuie să facem, din punctul meu de vedere, tot ceea ce putem până în ultima secundă. Dacă nu să salvăm pacientul respectiv, măcar să învățăm ceva nou. Da, dar starea lui de bine, cu ghilimele, de bine cât se poate, da, să fie prelungită și susținută la un nivel cât mai mult. Adică paleația acestor pacienți este foarte importantă și dacă putem să le facem această trecere, să zicem, spre neființă, spre altă lume, mai lină, mai ușoară, plăcut, fără acele dureri, da, de ce să nu o facem? Mi se pare inuman să nu facem tot ceea ce este posibil cu toată informația pe care o avem la dispoziție. Și mai ales că tratamentul sau soluția provine din ceva natural, ceva ce crește în voia lui. Și ceea ce nu este întâmplător ca și... Adică orice plantă, orice e pe acest pământ, nu e întâmplător. Are rolul lui. Că îl cunoaștem noi sau nu e altă discuție. Ca să încheiem interviul de astăzi cu o întrebare, vreau să te întreb, care e cel mai mare obstacol atunci când încerci să-ți practici specializarea și să aplici tehnicile astea destul de noi, să spun așa, în România? Grea întrebare. Te întreb asta și pentru că recent ai început și tu să colaborezi cu cei de la Zona Verde. Poate ne povestești puțin și despre treaba asta în încheiere și să legăm cumva întrebările astea două. Da, deci eu colaborez cu toți cei care au deschidere vis-a-vis de abordarea acestui subiect, a fitocannabinoizilor și a fitoterapiei, de fapt. Cei de la Zona Verde sunt participanți activi în ceea ce înseamnă punerea la dispoziția pacienților a produselor de calitate, a uleiului de cânepă cu CBD. Ei au venit către mine rugându-mă să colaborez cu ei pentru pacienții care solicită produsele pe care le găsesc pe site-urile lor, în magazinele lor, dar au nevoie și de o consiliere medicală de specialitate. Și am zis, cum? Dar nu există o posibilitate de refuz, adică dacă și pe această cale pot să ajung la pacienți, de ce să nu o fac? Și colaborarea noastră, mă rog, destul de recentă, sper să funcționeze în interesul pacientului cât mai mult. Eu am avut colaborări de genul ăsta. Acum, oamenii sunt de diferite feluri și nu înseamnă că dacă nu gândim la fel pe anumite aspecte, în ceea ce privește pacienții, avem voie să facem greșeli, cu ghilimele, da? Adică pacienții pe care îi am și care mi se adresează, indiferent de
din ce zonă de interes vin, nu-i refuz în măsura timpului care îl am. Iar cu cei de la zona verde am început să colaborez destul de bine. Pacienții care solicită consultații medicale și informații suplimentare pe specificul afecțiunii pe care îl au, mi se adresează prin intermediul dânșilor și nu e niciun impediment decât, mă rog, de programare, de timp, eu le stau la dispoziție și salut astfel de abordări în care distribuitori, producători sunt interesați să colaboreze cu specialiști. Îmi încurajez colegii să abordeze acest subiect, că m-a întrebat care e cel mai mare impediment. E frica, dar frica e generată de neștiință. Uh-huh. Trebuie făcut un efort, da. Adică nu putem sta comozi în zona noastră de confort să zicem, ăla e un drog, eu așa am învățat la școală și eu am învățat acum imediat 25 de ani de când am, sau mă rog, sunt de fapt 25 de ani anul ăsta, de când am terminat facultatea, cu 30 de ani când studiam problema, era marihuana, era un drog, da? Dar uitați-vă că e declasificat pe listele 1, nu mai e un drog. Ok, nu am timp să studiez, da? Spune pacientului, domnule, nu știu, da? Nu pot să mă pronunț asupra cannabisului sau fitocannabinoizilor, însă caută informația la colegii mei, fitoterapeuți, care până la urmă sunt certificați în mod legal pe ceea ce fac în fitoterapie, da? În abordarea aspectelor medicale prin prisma plantelor și a efectelor lor benefice. Dacă stăm drept și judecăm strâmb, nu-i bine. Ar fi bine să stăm un pic strâmb și să judecăm drept în sensul că, dacă vreți, toate medicamentele, oricât de sinteză ar fi, mă rog, toate, majoritatea medicamentelor de sinteză au la baza lor străbunici, strămoși, care sunt extrase din plante, plante medicinale. Bun, rafinarea efectelor, potențiarea și accelerarea efectului s-a făcut prin studii și a avut nevoie de o sinteză de substanță chimică tocmai în a crește și a potența efectul. Dar baza este tot planta. Tot de la mama natură vine. Să nu fim ipocriți, adică, scuzați-mă, am văzut destui colegi care zic, a, nu, eu cu plante nu tratez, ălea-s prostii, ălea-s de vraci. Și când te duci acasă pe aici și deschizi dulapul, îți cad ceaiurile în cap, da? Hai să nu fim ipocriți, adică, ok, înțeleg specializarea și studiile pe care le faci și experiența ta clinică, practică, cu pacienții este pe produse de sinteză. Nu contrazic, nu mă opun, dar nu spune nu există altceva, pentru că s-ar putea să greșești. Exact despre ce ziceam adineaur, că cu pacientul, din punctul meu de vedere, nu poți greși prea des, de fapt deloc. Nu e vorba despre un filet pe un șurub, l-am greșit, topim metalul, îl returnăm, refiletăm și așa mai departe. Nu, la pacient nu prea ai voie. E o ființă umană. Și atunci, dacă ai la dispoziție, mai ales în cazul afecțiunilor cronice sau celor grave, când ai la dispoziție mai multe posibilități de a ajuta pacientul, fă-o. Da, dacă stăm să ne gândim, cam orice tratament la un moment dat în istoria lui a fost un experiment, un tratament experimental. Bineînțeles, dar mama natură nu prea greșește și când greșește e destul de drastică și atunci, dacă planta asta există pe pământ de atâta vreme, și strămoșii noștri care noi zicem că, cum am zis, erau mai proști ca noi, o foloseau în toate felurile și modurile și chipurile posibile, dacă până la urmă și consumau, sub formă de semințe, de făină, de proteină vegetală, de ce vrei tu, da? Și acum noi suntem mai deștepți și zicem, a, nu ne trebuie, lasă că noi știm pe plastic mai bine, da? Și acum studiile pe plastic zic că, păi, dar plămânii nu funcționează bine, că urmele alea de plastic care noi le tot blochează alveole. Serios? Dar cânepa? Păi nu, de cânepă nu vorbim că e un drog. Stai puțin, domnule, că nu-i drog. Te-ai uitat pe el, ai văzut studii, ai încercat tu până la urmă, ok. Nu recomand pacienților. Dar încearcă pe tine și când o să vezi că te-ai dat pe o articulație dureroasă sau pe o rană, da? Și ți se vindecă, cum să zic, wow, în două zile
o rană deschisă, da? Dă semne clare de reepitelizare, fără cicatrici și așa mai departe, fără cheloide atât de urâte, și tu zici, nu, mai bine o cosem și dăm aici cu pudră de talc să nu... Care e foarte periculoasă. Lucru care pe vremuri se credea că e foarte benefic, a ajuns să-și dea seama că talcul de fapt e probabil foarte cancerigen. Vorbesc și eu prostii, știi, mă bag în treaba chirurgilor, dar mă inflamez că știu că putem face atât de multe lucruri. Și ignoranța, că până la urmă ignoranța e problema. Ignoranța noastră, a tuturor, duce la tragedii. Nu prea avem loc de ignoranță. Dacă tot ne dăm atât de deștepți și suntem în tehnica, în tehnologia asta atât de modernă, și când ne uităm la corpul uman, zicem, băi, aici nu prea știm. Da, știm prea puțin. Mircea, pentru interviul de astăzi, cred că am ajuns la limita timpului, însă cred că am obținut o mulțime de informații foarte benefice. Au fost o grămadă de chestii pe care nu le știam despre sistemul endocannabinoid și am urmat și eu un curs online la o facultate aici, deci tot timpul poți să înveți lucruri noi și de asta am vrut și să vorbim, pentru că tu probabil ești într-o continuă cercetare, ești mereu la curent cu ce apare și e foarte important. Da. E important și pentru colegii mei, asta zic, e important să studieze și să țină, mă rog, nu poți să le știi pe toate. Dar acolo unde nu știi, adresează-te unuia care e ca la pedea. Nici eu nu știu în ansamblu cum funcționează la nivelul glomerulului filtrarea renală, da? La nivelul rinichilor. Dar întreb un urolog, un specialist, da? Și îi spun, uite, la mine studiile zic așa, pe afecțiunea ta, hai să vedem ce putem face pentru pacientul ăla. Colaborăm, că dacă suntem o echipă și abordăm pacientul, altfel avem rezultatele, nu? Proverbul african ce zice? Vrei să mergi departe, du-te singur. Dar dacă vrei să ajungi în siguranță, sau mă rog, cu bine, du-te cu prietenii. Mergeți cu toții, da? O echipă face mai mult decât unul singur, clar. Perfect. O să mai facem, sper ca să fii și tu de acord, să facem mai multe episoade de genul. Nu sunt de acord. Pentru că... ce nu interesează, îmi ceartă toți colegii și o să vină toată lumea să-mi spună că parcă... Cred că există foarte multă informație care trebuie să ajungă la urechile oamenilor și eu de când fac treaba asta, de prin 2017, am reușit să schimb multe păreri ale unor oameni de multe ori care nu m-am așteptat niciodată, oameni mult mai în vârstă decât mine care la început au fost foarte reticenți. Și dacă eu am reușit, care vorba aia, n-am nicio specializare medicală, nu înțelegi, nu pot să-mi dau seama ce poate să facă informația venită din partea unei persoane care lucrează efectiv cu pacienți și care are testimoniale și poate să ne dea exemple clare. Alex, este foarte important, cum ai zis și tu și cum am sublinat și eu, ignoranța este cel mai mare dușman al nostru. Eu spun și acum tuturor, după ce am discutat, da, aproape o oră, nu mă credeți, vă rog frumos să nu mă credeți ce v-am spus, dar clarificați-vă ideile voi, căutați materiale uitați-vă în surse credibile, clar. Nu mă credeți pe mine, nu credeți pe nimeni, dar cercetați. Da, cercetați, nu... activați-vă, întrebați-mă pe mine, întrebați pe cei care au experiență, că numai așa putem să, dacă nu învățăm cu toți, dacă nu share-uim această informație, dacă nu participăm cu toții, dacă nu întoarcem înapoi societății din ceea ce am acumulat pe spezele, da, pe banii contribuabililor, dacă vrei să o luăm așa, dacă ne-am format la școli medicale cu burse câștigate, mă rog, pe coatele noastre, dar pe banii tuturor, dar acum trebuie să întoarcem tot acest beneficiu celor care au pus umărul să ne formeze. Da, să nu fim ignoranți. E cel mai mare dușman ignoranță. Ea naște toate aceste tragedii, toți acești monștri, da? Somnul rațiunii generează abominabile crime și hai să nu intrăm în zona asta. Da, aici nu-i religie, nu-i crede și nu cerceta. Dimpotrivă, nu crede, dar cercetează și formează-ți tu propria opinie și... Poți să mergi și pe religie, crede și nu cerceta. Dar oare de ce există planta asta?
dacă crezi că natura în sine, dacă ești, să zicem, un credincios al naturii, nu al unei superinteligențe, a unei superpotențe, a unui super creier, da? Și crezi numai în natură. Ok, și cânepa de ce există? De ce are 50.000 de aplicabilități? Dacă nu-i bună, da? Mm-hmm. Dacă nu crezi că un creator a pus totul în rând și în ordine și nu suntem întâmplători, după chipul și asemănarea lui, la un alt nivel, da? Mm-hmm. Ok, nu suntem aia. Dar de ce suntem aici și planta aia ce există? Nu putea să facă altceva? S-o gândit să facă cânepa. Mă rog, și celelalte plante, că nu numai cânepa conține, da, da. Da? Cânepa are cel mai mult, cum am zis, da? Cannabis. Ok, cannabis sativa. Cannabis sativa este cânepa industrială. Cannabis indica este subspecia din India. Nu e problemă cu ea, se dezvoltă mai rapid și conține mai mult THC, ca și hibrizi. Ok, ce ne interesează pe noi? Efectul medical, ne uităm pe CBD, efectul psihotic ne interesează, da, din punct de vedere medical, la pacienții cu afecțiuni neurologice. Hai să fim logici, hai să fim, da, corecți până la capăt, să nu fim ipocriți, dar nu ne interesează, pe noi nu ne interesează numai aspectele negative. De ce? Hai să ne intereseze numai aspectele pozitive atunci, nu? Mm-hmm. Asta și cum ceri, ești în mijlocul oceanului și ți se scufundă barca și ceri ajutorul lui Dumnezeu și el trimite o barcă cu cineva să arunce colacul și tu spui nu, mulțumesc frumos, aștept pe Dumnezeu să vină să mă salveze personal. Când ajunge acolo, Sfântul Petru la citește și zice, păi tu ce faci aici? Că, păi, de ți-am trimis 5 nave să te ajute și tu ai vrut că nu. Zice, și alea cine ți-a trimis? Păi erau pe acolo așa și nu, da, el așa Dumnezeu nu-ți bagă în sac, nu cânepa aici lângă noi, acum ne bage pe gură forțat, exact, de liber exact. Arbitru. Putem să o folosim sau nu, ca și alte plante. Exact. Mircea, abia aștept să înregistrăm următoarea conversație. Asta a fost așa, numai ca să ne dăm drumul puțin, să ne dezmorțim, să ne găsim frecvența, să vedem ce și cum. Da, cred că e o grămadă de informații foarte prețioase aici și abia aștept să văd feedback-ul și reacțiile și încă o dată abia aștept să cu mare drag povestim, da, data viitoare și să intrăm și mai adânc. Cineva are nelămuriri și vrea să pună întrebări cu cât mai mult, cât mai, dacă știu să le răspund, răspund, dacă nu mă documentez, dar asta e ideea. Hai să, deci, să ne informăm. Pentru ascultători, orice întrebare aveți legat de subiectele discutate, vă rog frumos să le lăsați în comentarii și la următoarea ocazie o să încercăm să răspundem la cât mai multe și cât mai clar și mai pe înțelesul tuturor, să nu existe dubii și... Cu siguranță, da. Și întrebați, adresați-vă celor care sunt specializați în acest domeniu, uitați-vă la produse de calitate. Calitatea are un cost. Dacă mi s-a pus întrebarea asta, bine, bine, da, stai puțin că tratamentul e foarte scump. Ok, ce preț are sănătatea ta? Exact. Cât costă? Cât te costă pe tine să fii sănătos? Cam câți bani ai dat pe tine să fii sănătos? Păi, dar nu e așa. Păi așa e. Așa e, că mulți oameni ajung în ipostaza în care au foarte mulți bani și nu au sănătate și și-ar da toți banii ca să fie din nou sănătoși. Da, bine, mulțumesc că eu făcut. Mersi fain, Mircea. Îți doresc o seară faină și îți mulțumesc frumos încă o dată că ai fost, ai fost cu mare drag, cu mare drag. Seară bună, pa, pa. Doamnelor și domnilor, a venit momentul să concluzionăm acest prim episod în care am avut plăcerea de a discuta cu domnul doctor Mircea Dogariu, cu care, dacă doriți să vă programați o consultație, puteți să o faceți accesând linkul de aici. Linkul se găsește de asemenea și în descrierea acestui episod. Numele meu este Maramu și am fost gazda ta pentru acest prim episod, care sperăm să reprezinte o sursă extraordinară de informații și cunoștințe legate de cannabis și sistemul endocannabinoid. Iar dacă se întâmplă să fii una dintre acele persoane care suferă de vreo condiție medicală pentru care nu ai găsit alinare folosind medicina clasică, te invit să-ți programezi o consultație cu doctorul Mircea și să vezi, poate tratamentul cu CBD este soluția care în sfârșit va da rezultat. Acestea fiind spuse, nu mi-a rămas decât să-mi iau rămas bun,
să vă urez o săptămână minunată în continuare, să vă mulțumesc frumos pentru că sunteți aici și să ne vedem cu bine în episodul următor. Multă dragoste! One love!